Salutare tuturor! Numele meu este... Da! În videoclipul astăzi o să vorbim despre Kamada Zero One, episodul de sigur e episodul final. O să vă spun mai multe detalii despre serial și este cum a review-ul meu final despre acest serial. Însă vreau să vă spun că acest videoclip o să fie câteva spoilere și toate chestiile astea care o să vă apară o să fie câteva spoilere. Dar dați like, share și subscribe ca să fiu familiarită. Fără vision și desigur apăși pe clopoțel. Ping! Pe toate filmele, pe toate noi videoclipuri posibile. Deci, începe desigur cu videoclipul nostru, dacă e videoclipul meu. În acest serial este destul de interesant. În cea mai mare parte, nu este chiar nimic destul de... nu chiar destul de bun. Adică chiar este destul de interesant și toate chestia astea. Însă nu a așteptat toate așteptările noastre. A tuturor celor din Kamen Rider. Cam toate a cam grăbit foarte mult serialul și practic nu să mai ajută la concluzia asta. Că trebuia să fie mai multe episoade, însă așa cum e cu X-Raid. Acum cu Zero One mai mult este cu mai mult 45 de episoade și am mai grăbit de asta din cauza COVID-ului. Deci nu a ieșit destul de, să zicem, grozav, dar însă până la urmă a avut destul, un final destul de bun, de grandios. Nu știu ne se pare aparat genial, însă este destul de interesant. Însă, să vorbim despre episodul 45. A început este lupta asta între Alto și Horobi. Amândoi au avut malice. Atât Alto ca Arcoan, cât și Horobi ca Arc Scorpion. Amândoi se încraie cu câteva diferite săbii și toate armamentele. Însă ei nu făcea ceva decât scrip cocotor. Sau că eu, Jin, de aici a avut un un fel de cască din aia Bluetooth sau nu știu ce. O din aia că e tot Human Gear. Dar însă, Jin este un Human Gear foarte avansat. Destul de avansat, să zice așa. Că e un autonomous state Human Gear. Însă, până la urmă, nu a făcut acest pericol să-i trimite o Holobin un mesaj că ei, oprește-te. Na. Însă, diferite personaje n-a făcut nimic altceva decât doar să stea acolo și să urmească lupta. Însă, treaba asta cu Orobi și Alto și amândoi se supărați. Pentru că știe foarte bine că au de supărat pe Orobi de aici era la momentul pe Izu. Și așa, acum, Alto în Roman îngheșat pe Jin. Așa că Orobi încearcă să mai pe Alto de aici, pe Jin. Însă, până la urmă, Alto n-a început să... n-a încercat să neapărat să-l bată pe Jin, însă neapărat a început să meargă încet și mai încet, încet. Însă, cu lovitura finală, Orbi, puf! Arc driverul e distrus, însă a venit și cu Arcon progresiv, toate sunt distruse. Însă, până la urmă, o venim pe Azul îmbrăcită pe Auto, atunci am văzut și în episodul următor, adică episodul trecut. Practic, a dispărut. Lumina de pe fața lui Aruto începe să se lumineze și toate astea în cauza că a scăpat de malice. Însă, am avut un flashback cu Soreno Hiden, adică nu da, Soreno Hiden, tatăl Human Gear al Auto. Explicând faptul că a avut momente foarte grele și până la urmă a învățat din toate experiențele sale că neapărat mulți se plăceau că Zeotul n-a fost folosit decât de două ori și este risipă de să zicem așa material. Nu este așa. Practic nu este a fost un standard până la urmă. Că Zeotul este mai mult reprezentația lui Auto și mai mult este un un diferit rider. Însă, până la urmă, vedem exact Final Fight
asta este forma finală a lui Zero One. Zero Tome este forma finală a lui Zero One. Mai mult este o noapte de camerează și o formă finală. Practic, asta Zero One realizing Hopper este mai degrabă forma finală a lui Zero One, să zicem așa. Dar destul de slab de comparație cu Zero Two. Însă, până la urmă, realizing Hopper este asemănător cu Zero One. Wow! Practic, pot spun că nu este de original. Asta pot să cred treaba asta, că nu este nimic altceva original de treaba asta, decât să pui aceeași bus. Asta este legat de Showa, cum nu a fost Ichigo, cum nu au și toate celelalte 10 Showa Idols, care nu au avut nici măcar o putere. Însă, practic, treaba asta cu Kuga și mai mult despre Gaim. Dacă nu știți despre camera de Gaim, mai mult sunt doi riders, adică primul rider, adică first, adică protagonistul și al doilea rider. Am de care se bate niciodată, al doilea rider moare. Dar aici nimeni nu moare. Asta e o foarte de situație, însă până la urmă planul e autostătea așa, adică mă spun că nu mă prea plăcut foarte mult de aici arătorul a avut, să zicem așa, că toți am, trebuia să-i spun așa la început. Însă, până la urmă, arătorul nu a avut niciodată legătură cu Arc, însă, până la urmă, a fost prin toată problemă cu să mai ales, însă, până la urmă, a avut și Ghete faptul că l-a omorât pe Jin, să zicem așa. Hai să fim serioși, când l-a omorât pe Jin, practic arătorul s-a panicat. Că a avut multe regrete de atunci. Însă, până la urmă, a încercat să-l învețe pe Robin. Că, până la urmă, și era pierdut pe cineva. Însă, Robin realizează treaba asta, asta cu realize. Așa că câte cu realize. Că, până la urmă, nu este neapărat ceva foarte grandios sau ceva interesant. Mai mult, este mai mult o discuție într-un CEO care și-a pierdut asistenta și un tată pierdându-se până care și-a pierdut fiul. Da. Însă, până la urmă, altul s-a zis la zi Hopper, practic, progresiv la Rising Hopper s-a transformat într-un Rising Hopper. Adică am văzut că da, este ceva ciudat, însă, până la urmă, nu prea mă interesează mai mult chestii logice atât timp când e o poveste destul de bună. Asta mă interesează. Da, mulți care se dau capul, da, vă înțeleg și pe voi, însă nu toate chestii trebuie să fie neapărat logice. Practic, te-a spus asta, mai mult are logică cu Zero Two Driver-ul care a creat Zero One Driver. Mulți spun că Zero One Driver este weak, însă nu este adevărat. Că practic, chiar dacă ai o formă mai, nu înseamnă că te face mai tehnic, așa spun. Însă, pe urmă, altuși a schimba tactica până la episodul 30, când am văzut că altul a fost și de o formă primară, însă până la urmă se bate. Însă la fel și cu Horobi. A avut tot timpul, nu a avut nicio formă. La fel și cu Eva. Da, Eva nu a avut prea multă experiență, însă până la urmă Horobi, practic, a învățat la fel cu Dodo, Maghia, însă până la urmă totul s-a învățat, până la urmă. De toate experiențele care le-a avut, asta este important. Practic, Realizing Hopper reprezintă Rise. Adică, practic, altul își deschide o aripire, mai are credință în visul său și mai departe, se luptă cu Malice-ul. Adică nu se luptă cu niciun villain în partea asta finală, că toți am crezut treaba asta. Cu villain-ul. Însă, până la urmă, fight-ul, adică bătălia asta a fost incredibilă. Practic, auto a fost așa, practic a fost o nebunie. Deci, șu. Practic, este un fel de luptă. Practic, o luptă nebună. Auto zicea că dovea cu picioarele. Și-a, cu Robi. Și-a urcat sus, s-a urcat în toate alea. Practic, era o fel de luptă genială. Mi-a plăcut foarte mult muzica aceea. Adică, da, nu prea am simțit cu muzica până la urmă, la final. Început să îmi placă. Practic, autorul zice că era vitezul umanul.
Zici că ai flash, că se... da, cu Obi. Și partea aia cu Horobi, cu Dragonul, să... zici că toate cozile aia de Scorpion. Asta a fost destul de genială. Practic, cu lupta finală, încercă, însă până la urmă, Horobi a renunțat. Făcea... Însă s-a brațele așa indicate. Că practic a realizat și practic lovitura aia așa, realizing impact. Practic treaba asta, să zicem așa, asta înseamnă că Orbi a realizat, de asta a fost cu lovitura aceea. Însă până la urmă, el s-a întrebat că era foarte sus Orbi. Așa, zicea, de ce? De ce mai reparat? Dar altul zicea, de aici nu mai pot să mă fac acasă. Însă amândoi au început să râdă. Da, am început și chestia asta cu anime-urile. Nu, n-am mă văd anime-ul. Însă doi camarazi, să zicem așa, mai mult care se auto reciproc râdeau până la urmă. Așa, fără niciun chef. Auto se fula șafa care avea Izu, se uita la cer. Practic, da. Cum te gândești foarte mult la viitor, la toate chestia asta și toate chestia care le-ai făcut. Practic, da. Și mă scai spuneam, există un ride watch, însă până la urmă, ca să vă spun că it's not a backup, care toată lumea începea să spună că bla 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 bla, însă până la urmă v-aș apăsa pe Secretary Izu Progreski, Mega Progreski-ul, că spunea cannot read, adică înseamnă că Izu n-a niciun backup. Și, practic, cam asta e și finala. Guy face tot, a reparat Hamzat 1000 Driver, însă turmata aia de câini, de cățeluși robotici. Asta m-a prins toată lumea, că dacă vrei să... Nici nu mă interesează de ce face, altă problemă nu distrugea a vieții a doua și povestea. Yeiba, practic, conduce AMs, însă pe urmă duce pe Naki, care, practic, Naki este într-un fel... specialistul în tehnologie și toate chestiile astea. Îmi spunea că Human Gear, până la urmă, ei a început să fie în ce se mai deschisă despre Human Gear, însă și toate celelalte. Asta mi-e place. Fua începe să lucreze singur, practic să văd, lovea mașina aia în sticlele mașinii, scotea, rupea ușa mașinii și o arunca cu o forță, zici că e o gorilă. Mi-a zis, cine ești tu? Eu sunt Vulcan. Tot să mai crede că e Kamen Rider. Fua nu a fost deloc distrus, caracterul a masă de aceeași chinifei, like, dacă Gaia a distrus un backstory despre urea asta pe care a fost doar o minciună. Horobi devine al doilea și mai game mai avansat cu ajutorul noului președinte al noul CEO al Zai Enterprise. Cine mai apare nu este nimic altceva interesant. Amândoi luptă potriva criminalității. Practic Horobi a devenit un fel de erou. Și că e ca Batman și Robin. Horobi este Batman, care luptă împotriva criminalității. Iar Horobi e mai mult Robin, până la urmă. Da, este mai mult... are de ceva legătură cu treaba asta. Da, practic, e o surpriză, un cliffhanger care ne s-a arătat. A fost prezentat așa numai pentru un film, practic cu tipul ăla Esu, așa îl cheamă, Esu. Care devine camera de Eren. Și dacă și se pomul la Eren în Adam și Eva, dacă vrei să știți. Iar Azul nu a fost nimic, că ea încearcă să revie arc folosit Malice pentru toate pentru deci pe desire, pentru că destinul sau dorința sa. Pe urmă, să te asumă camera de Eren Esu. Și cam atât de pe Enzo, că poate să mai vină un film despre treaba asta. În decembrie poate să apară.
Că mulți spun că nu, apa, nu s-a configurat nimic, bla bla bla, că s-a că... Dacă ar fi așa, Torenif ar fi spus treaba asta. Că nu era asta așa în Drake. Cum a fost cu Exade, cu patru filme despre Exade, plus crossover-ul. Acum, în partea finală a episodului, vedem că Ato construiește o altă Izu, așa cum a fost treaba asta cu Baymax. Dacă vă aduceți în aminte, nu, acum vă aduceți în aminte, Super Hero Sis Baymax sacrifică de după aia Hero construiește un alt Baymax, așa cum a arătat-o. Practic este un fel diferit. Practic, în loc să o aducă personajul înapoi, practic construiește alta. Da, este destul de interesant. Însă, până altă se încheie neagă treaba asta, că nu chiar neagă. Apreciază treaba asta cu că vicepreședinte și prezentatorul treaba să vă spună. Însă, până la urmă, aș să termină a treilea arc și ultimul arc din serial. Până la urmă, tot să-i spun, la fel și altul învățăm să pe Izu și cam asta e episodul 45. Însă vă mai spun și despre serial, cum este serialul și toate arcurile. Problema este despre serial nu este chiar așa de rău. În primul arc, care este Metsubojinai Neto Arc, în toate astea a fost destul de interesant despre toate astea, cum altul începe ca comedian după ce începe ca un președinte. Nimeni nu e prea plăcut foarte treaba asta. Până la urmă, Alto mai învață cu ajutorul Izu. Că Izu a fost cea care l-a ajutat pe Alto până la început și toată chestia asta. De asta ea l-a început să plângă de atunci. Deci, practic, când ne uităm la cei doi membri din Mătumajunarită, adică la Jin și Horobi, nu prea vedem nimic rău, adică evil. Adică dacă sunt teorii și practic hackuiesc human gear-urile. Practic a avut un fel de CGI la începutul episodului, a avut un CGI destul de incredibil. Adică un fel de CGI prea incredibil la acel episod. O să pui apare măsoare ce progresăm în episoade, însă până la urmă altul începe să fie destul de bun la treaba asta. Și la fel cu Horobi, practic n-a fost chiar distus, l-a făcut pe Jin mai să aibă malice și practic Jin a murit odată, practic a murit pentru plat, că am crezut eu că Jin o să moară în treaba asta, că am predit, însă pe la urmă și Yeba că a încercat să mă dar Yeba e destul de bună și ea, dar nu l-a luat minicarte încă. Fua a avut conexiunea între Fua și Auto este mai diferită, să până la urmă s-au înțeles de cei trei, Fua, Yeba și Auto s-a înțeles cu Sator cu Pesima și Dainetul, să până la urmă arcul ăsta s-a terminat destul de bine până când a apărut arcul al doilea. Despre arcul al doilea, care vă spun că asta a fost cam slab de tot, că poate vă spun că asta e greșit. Însă apariția lui Gai chiar a distrus practic serialul. Practic când a apărut Gai, trebuia să apară Gai la final, să zicem așa. Practic Gai nu apare nici măcar un fel de Cronus sau tot așa mai mult. Să zicem așa Gamma de Game. Gem. Game sau cum o spune Dan Kuroto. Nici nu se apropie. Eu am crezut că el să înceapă să fie nebun și toate celelalte. Însă, până la urmă, nu este chiar așa. Gaia este mai mult un copil, să zice așa. Este un copil care zice, nu e corect să fie tot așa. Însă, până la urmă, chestia asta a început să fie din ce în ce mai ciudat. Practic, a început să fie un fel de downfall pentru mai mulți care se uită la serial. Practic, Gai a distrus multe caractere, mai ales pe Yeba. Yeba a început cu ceva mai puternic, însă Toei nu prea înțelege treaba asta. Nu le pasă de dorința fanilor. Practic fac și ce vor, însă
Mă, și tatca, ei bă să aibă forme, însă ea a fost să doar cu două forme. Primare, așa atât. Altceva ce să mai zic despre ei bă. Ei bă, e place foarte mult că ei bă a început să nu mai lucreze cu Guy, atunci când Guy a început să fie nesuferit. A la fel și cu viața lui Fua, că a început să fie falsă cu de la un tip care distruge aia pasele, dar urâi Human Gear, apă pe la urmă nu mai are partea asta. Însă pe urmă, practic toate amintirile Fua care a avut au fost false. Ne-a pierdut timpul cu concursul ăsta de 5, adică de 5 concurs, de 5 probe, ca să cineva a lua compania, însă nimeni nu-i pasă de treaba asta. Mulți vor acțiune. Măcar trebuia să ia compania de la început, în loc să facă treaba asta. Și după mai venim cu Red Rise-urile. Însă, practic, eu nu înțeleg mulți de ce trebuia mai cumpără Red Rise-uri pentru a protecta Chimangheurile care sunt Iisuse, dacă oamenii care au avut totuși de Red Rise-uri au avut problemă. Ai cum poți să cumpere ceva ce poate să fie ceva mai rău? Mulți spuneau treaba asta, deși este adevărat. Practic, Horobia începe să fie inutil, treaba asta, bla bla bla. Am înțeles despre arhitectate. Însă nu știam despre Horobi, că era o versiune artificială a unui robot, care nu este. Însă, pe urmă, Horobi are inimă, doar îi s-a așteptat memoriile despre viața sa mai complicată, adică nu chiar mult, de a... Însă are calități de tată, până la urmă, să zicem așa. Însă, până la urmă, conversul între Horobi și Guy, am de reciproc, însă altul salvează și toată chestia asta începe să fie din ce în ce mai bine. Practic, acum, da, tot ce zice și gusuri autopie de Guy câștigă, ia chine inteligenți, însă, până la urmă, altul, practic, nu și-a pierdut niciodată interesul despre visul sau așa toate celelalte. Iar fonul a fost distrus, practic a avut pe Naki, că practic, dacă vă amintiți despre Rampage, Assault Wolf, dacă vă amintiți de forma aceea, upgrade formul, practic ajutorul Naki l-a ajutat pe Fua să acceseze forma. Însă, până la urmă, nu mai are acces deloc la formă. Nu știu dacă o să fie înțelat, dacă forma are acces, poate Naki o să facă ceva cu chipurile Fua și Eva. Însă, cam asta este despre arcul al doilea. Practic, Guy câștigă, nu prea neapărat. Și, până la urmă, da. Guy practic a distrus o grămadă de caractere și despre arcurile lor. Însă, a treia arc este ceva un pic mai interesant. Nu neapărat, este destul de interesant. Că primul arc este destul de incredibil, a treia arc a fost și a treia arc este destul de interesant. Să vă spun de ce este interesant a treia arc. Practic, când am văzut arcul prima dată în specialuri, practic nici nu mi-am dat seama, nici n-am predict faptul că ar putea să fie în ce în ce mai malefic. Adică na, arc nu este destul de malefic, doar nu a avut niciun motiv să omoare Human Gear, doar a avut doar programat să fie treaba asta. Eu zic că Guy este cel mai malefic dintre toți, practic chiar dacă s-a dat avut redenție. Practic, Guy a avut o grămadă de potențial pentru a fi un villain pe toate astea. Și toate chestiile care le-a făcut Guy cu toate programele sale sunt destul de greșite. Însă, până la urmă, altul că deschide Hidden Manufacturing nu și-a renunțat la vis. Practic, a învățat de la 0 și a ajuns la 1. Asta înseamnă 0-1. Nu neapărat, dar mult ziua mea este în calculatoare.
Și practic apariția lui Jin este destul de grozav. Mie e destul de interesantă forma lui Jin, forma roșie de Burning Falcon. Nu, Burning Falcon, da, Falcon, da. Burning Falcon form. Practic a fost o super formă după aia, forma finală. Practic Jin a început cu o formă un pic mai matură. Începe să fie destul de interesant Jin. Însă, practic, relația între Jin și Eva e destul de interesant în treaba asta. Jin și cu Hobby, da? Hai că Jin și auto, da, în cam amândoi se înțeleg. Da, amândoi Jin și auto sunt foarte înțelegători. Amândoi au același vis. Practic, reînvierea Metsubo Jin Aineturi a început. Practic, Naki a fost scoasă, a fost... Naki a fost scos din chipul FUA, s-a scos, dar că Naki e un gen neutral, adică neutru, nu un binar, să zice așa. Naki a fost reînviat, da. Am înviat, păi Naki încearcă să rămâne pe Gai pe atunci, după tot ce a făcut. Începe să fie ușor din ce mai, da. Practic nimeni nu mai suportă prostiile despre Guy și despre toate chestia asta. Arcul care a avut Guy mulți nu a avut niciun sens ca Guy să aibă o redemption arc pentru un câine. Adică pentru un câine s-a făcut toate chestia asta rotăția. Pentru un singur câine! Adică mulți s-au supărat pentru că un singur câine s-a supărat din cauza tatălui său. Practic, asta nu a avut niciun sens mulți care au spus asta. Însă despre AI a făcut toată chestia asta. Adică cutia asta mică. Care a ajutat pe Guy, Yeba, Fua și ca atât. Însă, până la urmă, altul nu a încercat să vorbească cu nimeni nimica, bla bla bla, nu au vorbit nimic. Însă, până la urmă, Arc câștigă, până la urmă, Azu apare în specialul, luând Nalesul din, singularity, din fiecare membru, mai puțin Jin, că Jin este un spin mai liber. Până la urmă, însă, până la urmă, totul a început să fie mai bine, însă până la urmă apariția arcului a tos Metsubo Jin Aineturi pe dos! A tos pe dos situația. Însă până la urmă, da, Gaia a făcut și prostia asta de a da power-up pentru Fua și pentru auto. E o prostie totală, să faci un erou mai puternic. Asta este o tâmpenie! Să faci pe cineva mai puternic. Adică ce se gândește un villain de mai este Guy? Se gândească să dea power-up-uri pentru eroi. Adică da, Metaclassic Hope ar trebui să fie mai mult pentru toate ce lui altul sus mai trebuie. Însă până la urmă a avut Progress Hope Blade. Da? Până la urmă, treaba asta cu Rampage-ul ăsta și toate chestii Navy, care, mai ales că a avut altul care nu a putut să controleze cu Metal Classic Hopper, până la urmă s-a rezolvat. Însă Guy a pus toate chestia asta cu learning-ul și cu toate animalele, 10 diferite program skill-uri. Pus-o într-un lucru singur, ca să facă pe formă mai puternic, până la urmă Fua nu este controlat. Dar mă începe să fie totul mai interesant. Însă cred că tot bine a fost distrus. Că auto a avut un nou formă care este Zero to Progress. Că a apărut dat de două ori. Că de asta este Zero to, nu mai nimic altceva de sus. Însă până la urmă arcul nu mai e actul care joacă pe arc, că am mai văzut în alte anime-uri sau nu știu cum ați văzut vocea aia. Acum
practic Amoina nu neapărat poate să fie înviat conform lui Azu, însă până la urmă totul se întoarce pe dos. Aruto începe să fie cu Azu și Horobi a început să fie din Marisu din cauza că v-am mai spus că Jin și Izu au murit. Însă până la urmă practic nu s-a așteptat chestia asta, trebuie să stai ca doi anti-eroi să se lupte în reciproc. Numai pentru a-l reînvia pe Arc. Însă toate planurile au fost eșuate când a Jin a apărut acolo și distruge monului. Azu? Da. Și am. Nu pot să cred că tot s-a întors așa, că totul arcului Alto, adică cu saga-ul Alto și cartea de făcut Alto într-un nimeni care nu prea știa nimic despre conducerea însă până la urmă la o succesiune asta. Da, v-am mai spus despre Arna, să vă spun și despre carte. Altul este destul de bun, mie mi-a plăcut foarte mult faptul că el este un caracter, un personaj destul de bun. Practic, o inimos. Personajul cel mai pur. Asta s-a întâmplat cu Sogori, camera de Zio. Adică două personaje pure, ce devin malefice mai mult corupte de maleficiate de răzbunare. Ceea ce asta nu este normal. Însă Auto chiar ca chestia asta cu Auto ja Naito tingul ăsta este destul de amuzant, nu neapărat amuzant, însă sunt chestii care nu neapărat reprezintă glume sau glume banale. Însă până la urmă este destul de interesant ca fi Auto. Despre Fua pentru mulți rămâne pe frate tuturor, însă eu, personal, eu spun că Auto e cel mai bun camera, indiferent dacă este mai stat sau și mai departe. Fua nu are calitățile lui Auto, puritate și toate celelalte. Fua mai mult este o pățăbăsă. Zici că e Hulk. Fua zici că e Hulk. Să fim serioși, are puterea unor 10 milioane de elefanți. Practic poate să facă orice cu forța sa, incredibilă. Practic tot personajele dintr-un stăbăr care nu putea să deschide nici măcar un progress key, până la urmă la deschiderea unui și unei femei. Asemenea putere nici nu putea să fie din ce în ce mai bună. Pentru va. Și practic nu ai văzut deloc interacțiune cu niciun caracter, despre fiecare să fie prieten, bla 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 și așa mai departe. Însă, probabil, este ok, asta și viața. Nu e neapărat despre prietenii și tot ce. Practic, asta reprezintă viața reală în camera de ziua. Nu este neapărat reprezentația în ceva fantastic și ceva pentru copii. Mai mult este reprezentarea adulților în general și în toate chestiile astea. Însă, până la urmă, Fua rămâne un caracter destul de interesant și el. Practic nu a spus lui Auto despre glumele sale geniale, practic că ea sunt amuzante. Keiba rămâne destul de interesantă și ea, practic a făcut foarte mult în toate astea, însă ea nu a încercat să se lupte sau o formă fină putere. N-a avut destul curaj să vingă singură până acum, nici nu știam ce vrea Keiba să facă până la urmă, însă până la urmă și ea trebuie să știe, da? Măcar a făcut ceva în situația asta cu Eba. Însă probabil cu Fua și Eba a fost ceva, dar Fua și Auto nu a avut nicio interacțiune amândoi. Fua și Eba nu au avut nimic. Jin are mai mult development. Adică despre Jin este, are o grămadă de character development. A început să fie în ce mai înțelept în situațiile sale, însă până la urmă între Jin și Fua nu pas sunt înțelegători cu Jin și Eba sunt, că Jin și Eba practic se înțeleg foarte bine, Jin și Fua, nu, Jin și Auto, desigur.
Jin și Auto, da, sunt destul de înțelegător într-un singur punct, că amândoi au aceeași scop, până la urmă. Însă, până la urmă, da, este destul de interesant. Iar despre Horobi. Între Horobi și Auto zici că mai mult este Batman și Joker. Adică, na, că Auto este Joker, iar Horobi e Batman, să zicem așa. Că da, am mai spus treaba asta. Însă despre Horobi, n-a avut niciodată o personalitate asta, adică practic era un fel de, cum îmi spunea anime-ul, adică de cantere, mai mult un fel de un... Mulți spuneau că mai mult este mai mult emotionless, adică fără emoții, fără toate astea. Însă, practic, a crescut ceva în caractere că să fie destul interesant Horobi, până la urmă, la un punct în care aflăm de ce era foarte trist, despre cum el este destul de supărat, însă aici și noi cum e să fie. Însă, până la urmă, între Auto și Horobi, practic, sunt luptă pentru acest scop. Însă, până la urmă, Horobi și Fua, practic, au ceva legătură în reciproc, însă, până la urmă, amândoi sunt super. Horobi și Yeba nu prea au avut nicio interacțiune între ei doi, mai mult că așa civilă. Horobi și Jin este un calat și fiu, dacă m-am mai spus treaba asta. Jin și Horobi practic au familiară. Însă despre Gai, practic nu prea se potrivește în niciun caz cu Gai. Că Gai nu prea a avut nicio interacțiune, practic nu a avut nimic scop în treaba asta. Practic, nu a făcut altceva nimic, decât doar într-un momentul în final în treaba asta. Nimic altceva. Gai rămâne doar un slag din ala de a lovei tot timpul. Iar despre Ikazuchi, adică a.k.a. Raiden, practic rămâne doar un care te sigură pentru noi toți, că nu prea a avut, dar în spunea mai destul de bun, dar nu prea... reprezintă un caracter main character pentru toți. Iar despre Naki, Naki a fost destul de interesant pentru Naki, pentru apariția sa în serial, mai ales în Project Thousand, despre cum ea, cum Naki a fost omorât de Gai, că până la urmă și apoi transmis în în chipul lui Fua. Însă Fua și Eva nu mai pot să se mai transmită eu, pentru ce deoarece altul în, ca Alcoan i-a distrus chipurile, că nu poate să mai fie transformați. Practic poate mai vedem un film cum despre Naki cum repară chipurile în capul Fua și Eva și cum Fua pare să aibă acces în Assault Wolf. Să sperăm treaba asta. Poate mai există și un final stage, că fiecare are un final stage, da, poate să mai există și final stage-ul de treaba asta. Despre chestia asta cu Abnaki a avut fost chiar în toată chestia asta în se potrivește de studii incredibil în serial, atât serial cât și în toate chestiile astea, că Naki vine un fel de caracter canon. Însă treaba asta cu ura progresivilor, dacă pentru Nader-uri, asta este foarte interesant despre Naki, dacă încă am o voce de femeie, însă pe urmă Naki este neutru, cum am observat mai mulți, că mulți, Naki e băiat, nu, Naki e fată, nu. Naki e un personaj non-binar, exact cum este și cu caracter personal. Despre muzică, mie îmi place foarte mult muzica. Adică despre soundtrack-ului în Zero-One. Dar mi-a plăcut foarte mult lui soundtrack-ului care face ton ton ton. Asta mi-a plăcut foarte. Și partea tristă în soundtrack-ul care a avut, care Holbein și-a costumat pizul și atunci când Auto și Orbi a început să râdă. Practic a fost una dintre chestiile astea foarte triste și foarte puternice. Mi-mi place și Realize Remix.
Mie îmi place foarte mult, multe. Sper să lanseze soundtrack-uri. Că rușii, mulți au pus mai multe soundtrack-uri pentru toate. Și mulți folosesc în videoclipuri și nu știu de ce au cumpărat. Că trebuie să găsesc o altă chestie. Sau pe internet. Însă, pe urmă, mi-a plăcut foarte mult cum a început totul să fie din ce în ce mai interesant. Până la momentul final, când a început să fie în ce mai jos, până la mă, s-a mai ridicat un pic. Iar decizia mea finală pentru punctul final ar fi 18. Nu, 18. Nu. Ar fi 8 la 10. Adică din scala la 1 la 10, aș da 8. 8. S-au pus prin engleză 8 out of 10. Adică 8 și de 8 din 10, să se spune așa. Că mulți dau 7 din 10 sau 7.5 din 10. Însă se iau 0 ani dau 8 din 10. Nu a fost destul de la ei, dar însă până la urmă a fost destul de un ambient destul de interesant și cu un final destul de fei de toate celelalte seriale din Accident de Kamen Rider. Nu a fost destul de puternic cum a fost cu celelalte, însă este destul de un început destul de bun pentru Reiwa. Și eu sper, însă până la urmă, am pierdut un pic speranță între Seiba, însă până la urmă, abia aștept să văd și Seiba până la urmă, să văd cum este serialul și cum poate să fie destul de interesant Seiba. Am avut în toi anul pe K2Eizo, dacă știți pe YouTuberul care face review-ul la jucării. Însă, până la urmă, este și interesant Seiba, până la urmă. Poate o să fie destul de interesant că Raidorul de la Ghost, eu sperăm să înceapă destul de bine să aibă o redeem, redemption pentru treaba asta. Eu sper din suflet să fie destul de grozavă treaba asta, nu se grozavă. Să nu avem alt... Eu nu am așteptat foarte mare despre Seiba, însă sunt foarte interesat cum ar începe serialul. Eu cam atât cu istoria, chiar dacă e foarte, foarte lung ce am explicat acum. Însă, până la urmă, în sfârșit, acum am vreau să mai apuc și altceva. Însă, spuneți-mi în comentarii ce eu trebuie să vă fac, însă o să vă fac și eu. Eu am fost și care obicei, ne vedem de viitoare.